Dragi copii, iată-ne din nou și astăzi într-o nouă ediție a emisiunii Lumea Copiilor. Astăzi vă rog să vă așezați frumos în fața micilor ecrane, alături de părinți, dar și de ceilalți membri ai familiei, pentru că vom călători din nou în lumea poveștilor, să vă luați din nou părinții la dans și să vă distrați cu toții pe melodiile trupei Marilei, care vă aduce în prim plan povești, jocuri, aventuri și hazul personajelor din viața de zi cu zi. Vizionare plăcută! Marile cântă! Dar nu, Iușa cântă!
Lușa, citește povestea! Ei, na! Lușa, nu mai spune minciuni! Nu, nu! Băi, ce fetele, de ce mă tot certați? Vreau să mă prezint, să vă alăturați. Ce dacă mai fac câte o năzdrăvănie? Dacă fapte bune fac, minimul mie! Lușa, Lușa, da, ești foarte bună, dar năzdrăvănii se fac odată pe lună. Lușa, Lușa, ești glumeață, știi, dar e adevărat că îi visez pe copii. Lușa, Lușa, da, ești foarte bună, dar năzdrăvănii se fac odată pe lună. Lușa, Lușa, ești glumeață, știi, dar e adevărat că îi visez pe copii. Lușa, chiar dacă ești năzdrăvană, să știi că noi tot te iubim. Bine, 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 bine,
dansăm, facem dans în prietenie și ne învârtim. Haideți să dansăm puțin.
rege, un elefant, o mănâncă niciodată de mănică. Mănâncă rinește! Manușa, să știi că are dreptate, Matina. Ai foarte multe calități, să știi. Dar, de fapt, îți lipsește încrederea în tine, Manușa. Ar trebui să ai mai multă încredere atunci când spui glume din astea bune. Știi, trebuie să le spui mai drept, așa, și mai multă încredere în tine. Și știi ce vreau să-ți spun, da? Că încrederea este un ingredient foarte important de care avem nevoie în tot ce facem. Așa că fiți atenți! Vreau împreună cu voi să introducem energie și acum simt o stare să fac cinste cu o porție de distracție pentru toată lumea. Ce spuneți? Da, ce distracție! Atunci, haideți să fie distracție! Fericiți, cu frați, verișori, părinți, dar și bunici. Avem prieteni mulți, privim acum în zare. Împreună facem distracția mai mare. Când spun unul, bate pale de zon. Când spun noi, mișcăm capul ușor. Când spun trei, strigă tare cu noi. Aici distracția e toi. Mișcăm șoldurile. Când spun cinci, scuturăm și mâinile. Când spun șase, strigă tare cu noi. Aici distracția e noi. Suntem fericiți, cu frați, verișori, părinți, dar și bunici. Avem prieteni mulți, privim acum în zare. Împreună facem distracția mai mare. Cu un ocal de piață, doi lăbunți indicat, trei strigăti distracție. Patru șoldurile, cinci scuturăm mâinile, șase strigă distracție. Cinci, cu grăbuie,
Choco, clap, clap, choco, clap.
Yeah!
Drăguților, sper că v-ați bucurat de ceea ce ați văzut și că v-ați distrat. Vă rog să nu uitați, ca în fiecare zi, după ce vă treziți, să vă duceți în fața oglinzii și să vă spuneți fix așa. Sunt un copil frumos, isteț și curajos. Toată ziua eu mă joc, nu mă plictisesc deloc. Construiesc și inventez, povești îmi imaginez. Ghicitorile îmi plac și plimbările îmi plac, sunt mereu de ajutor, la activități am spor. Mama, tata mă iubesc, lângă ei frumos eu cresc. Drăguților, să aveți zile frumoase alături de cei dragi. Mă văd cu voi și data viitoare. Pa, pa!